Investiția nu este să riști, ci așa cum spunea miliardarul din filmul Wall Street, eu când investesc nu dau cu zarul, ci merg pe mâini sigure. Investiția înseamnă să mergi pe principii dovedite, la capătul cărora profitul este rezultatul. O mare greșeală este că oamenii cred că trebuie să știe totul. Oameni buni, trăim în era informației și volumul de informație se dublează în fiecare an. Există experți în plasamente financiare, analiști de piață, specialiști în taxe și impozite care au ca rol să te ghideze și să-ți ofere strict ceea ce ai nevoie. Ce vreau să subliniez este că aceasta este o casetă educațională și ea nu are ca scop să devină un consilier financiar personal. Pe de altă parte, ideile din această casetă sunt valabile în toată lumea. Chiar dacă legislația locală are unele variațiuni, principiile sunt aceleași. Înainte de a vedea care este investiția optimă pentru o persoană, trebuie înțeles ce anume vrea respectivul să obțină, care este situația lui actuală. Odată am primit un telefon de la un tip care spunea: am 50.000 de dolari, cum fac să devin bogat? Trebuie să ai o viziune pe termen lung, un scop bine definit. Pentru a deveni bogat, trebuie să ai o strategie bine pusă la punct. Cei mai mulți oameni se focalizează pe produs, ori produsul nu are mare importanță. Aceștia sunt cei care urmăresc investițiile de portofoliu în fondurile mutuale. Dacă te uiți la strategiile pe care oamenii le folosesc pe termen lung, îți dai seama că ei planifică să fie săraci. Planurile de investiție sunt, de fapt, planuri de economisire. Pot să-mi retrag banii când veniturile mele or să scadă, cu alte cuvinte, la 65 de ani, la pensie, ei deja știu că or să aibă mai puțini bani. Deci, inconștient, subliminal, ei se programează pentru a avea mai puțini bani. Cu cei bogați este o altă poveste. Ei la 65 de ani au prea mulți bani. Ei nu pot să-și retragă grămada de bani fără să plătească impozite enorme, ceea ce fac cele mai multe medii de informare, talk show-uri, diverse reviste și ziare, este să ofere soluții pentru cei din prima categorie, din clasa mijlocie. Dar aceste strategii nu se aplică celor cu mulți bani. Ca urmare, nu este recomandabil să iei sfaturi de la oameni pe care nu-i cunoști și care nici nu știi ce experiență au. Cei bogați au o altă strategie și atunci când cumpără asigurări și când cumpără acțiuni. Viața lor financiară este diferită. Se estimează că în următorii 5 ani, 10 milioane de americani nu vor plăti impozit pe venit, ceea ce este extrem de semnificativ. Asta înseamnă că ei au mecanisme foarte eficiente de evitare a impozitării. Experții spun că și în Europa de vest se observă o asemenea tendință. Nu este produsul, ci strategia utilizată. Omul de pe stradă crede că impozitul pe venit este singurul impozit pe care îl plătește și că 3 luni pe an muncește pentru plata impozitelor. Situația este mult mai rea. Realitatea este că plătești impozite când ești plătit, când cheltuiești, când câștigi, când investești, când pierzi, ba chiar și când mori. Ca angajat sau liber profesionist, ești cel mai expus, pentru că statul își ia partea înainte ca tu să fii plătit. Mulți oameni devin liber profesioniști sperând că lucrează numai pentru ei, dar de fapt renunță la a lucra pentru un patron ca să lucreze pentru guvern. Este cea mai ingrată poziție. Trebuie să muncești ca un supraom ca să-ți rămână și ție ceva. Drumul până la anvergura unei companii mari este lung și anevoios. Dacă luăm în calcul efortul celor care au cheltuieli mari cu copiii care merg la școală, cărora le trebuie o casă mai mare, o mașină nouă, ei speră că atunci când copiii vor termina școala, o să le fie mai bine din punct de vedere financiar. Dar unde se ajunge? La 65 de ani ies la pensie, veniturile scad, iar copiii ajung să aibă ei grijă de părinți. Însă cei mai mulți au fost programați. Ia-ți o slujbă și investește în fonduri mutuale, la fel ca și părinții lor. Ajung săraci și trebuie să locuiască împreună. Acest tip de planificare duce direct la faliment. Haideți să privim structura demografică. Fiecare țară are un grup masiv de populație care mai devreme sau mai târziu va ajunge la pensie. Cine va putea atunci să plătească costurile acestui val de pensionari? Pur și simplu, ponderea populației active este insuficientă. Pe de altă parte, cheltuielile cu o casă mai mare, cu o mașină mai mare, nu sunt deductibile fiscal, ceea ce strivește pur și simplu finanțele cetățeanului. Cu alte cuvinte, dacă faci o grămadă de bani și îți cumperi o casă mare, atunci cheltuielile vor fi mai mari, casa devine o uriașă piatră de moară, un pasiv. Dacă urmărești cifrele, poți dobândi inteligență financiară. Cifrele spun o poveste ca un scenariu de film. Poate fi cu happy end sau o tragedie.
să muncești toată viața și să mori sărac. Strategia mea a fost să construiesc afaceri și să cumpăr bunuri imobiliare, care sunt bunuri tangibile. Clasa mijlocie cumpără acțiuni care sunt bunuri de hârtie, ceea ce îi face să aibă un sentiment continuu de nesiguranță. Două alte principii de bază au fost să cer de câte ori era nevoie sfatul specialiștilor și să-mi asigur bunurile dobândite. În Cadranul banilor este o poveste despre un sat care avea nevoie de apă. Doi oameni au dobândit licența, unul căra apa cu gălețile toată ziua, celălalt a acționat ca un investitor și a construit o conductă. Tatăl meu cel bogat m-a învățat să construiesc conducte una câte una. Toată viața car găleți. La 65 de ani nu vei avea nimic, vei fi epuizat și nu vei mai putea căra. Dacă acum construiești conducte, vine o vreme în care nu mai este nevoie să muncești deloc și banii vor continua să vină. Cel care cară găleți este prototipul celui fără o strategie pe termen lung, care este în căutarea unei surse rapide de venit de scurtături. În momentul în care începi să gândești strategic, cu intenția de a construi pe termen lung, o mulțime de posibilități ți se deschid. Există numeroase oportunități pentru a începe chiar de acum o astfel de strategie, în asigurări sau network marketing. Network marketingul și asigurările sunt genul de investiții cu muncă multă pe termen scurt, dar trăind în era informației și tehnologiei, acestea îți pot aduce venituri colosale pe termen lung. Sunt cele mai performante conducte pe care poți să le construiești cu minim de riscuri și investiții financiare. Componenta de protecție a investiției trebuie neapărat asigurată. Asigurările sunt un mare avantaj pentru că îți pot crea un portofoliu de clienți care îți va aduce bani și peste 10, 15 sau 20 de ani. Important este să gândești pe termen lung. Tinerii absolvenți vor să se angajeze la o mare companie pentru un salariu dublu față de cât ar putea câștiga în primul an din asigurări sau MLM, dar ceea ce nu văd este că în câțiva ani veniturile pasive sau reziduale vor fi mai mari decât salariile pe care le-ar putea avea. Acesta este un concept foarte interesant, venituri pasive versus venituri directe, cu alte cuvinte, venituri care se produc fără să mai fie nevoie de munca ta. Venitul câștigat din munca directă este cel mai impozitat. Cu cât muncești mai mult, cu cât câștigi mai mult, cu atât mai mare este felia pe care statul ți-o ia. Cei care realizează venituri pasive sunt mai puțin impozitați. Există venituri care nu sunt impozitate și cheltuieli care pot fi deduse. Este o strategie de investitor, aceea de a aștepta recompensa târzie, mult mai consistentă față de recompensa imediată. Există două lucruri pe care le poți investi, bani și timp. Cei mai mulți oameni n-au bani, așa că singurul lucru pe care îl poți investi este timpul. Network marketingul este prin excelență o investiție de timp. În cazul în care compania pe care ai ales-o este serioasă, cu rezultate dovedite, atunci nu trebuie decât să-i urmezi sistemul și să construiești conducte una după alta. Și astfel, la 65 de ani, să ai marea problemă a banilor prea mulți. Altfel, dacă ai plasamente în fonduri de investiții, nu-ți poți crește nivelul de venituri, plătești o mulțime de impozite pe bani pe care nu i-ai câștigat încă din active de hârtie. Interesant este că ajungi să plătești impozite chiar dacă nu ai realizat un venit. Plasamentele financiare nu-ți oferă niciun control unde se duc banii, cum și când se plătesc impozitele, nimic. O investiție directă, controlată de tine, îți oferă toate pârghiile de decizie. Dacă am o clădire apreciată la 500.000 de dolari, o pot închiria cui vreau, pot obține un credit, dispun când vreau de banii obținuți, am venit care mi-intră planificat, deduc o mulțime de cheltuieli, practic, guvernul te recompensează dacă faci investiții. Cu fondurile mutuale ești expus fluctuațiilor pieței. Eu am, de exemplu, mai multe firme. Dacă una are profit prea mare, mut beneficiile de pe una pe alta și generez pierderile pe hârtie, totul perfect legal, și diminuez până la dispariție impozitele pe care le-am de plătit. Există pierderi pe hârtie și pierderi reale. Când acțiunile scad la bursă, acelea sunt pierderi reale, adică banii îți ies din buzunar. Investițiile imobiliare pot produce pierderi pe hârtie și, de fapt, tu câștigi. Pentru a înțelege exact, cere sfatul unui specialist în taxe și impozite. Mulți ar fi înclinați să creadă că este ilegal, dar, de fapt, este o metodă perfect legală de diminuare a bazei de impozitare. Cei săraci nu au de fapt nimic. Cei bogați controlează totul prin intermediul corporațiilor.
Ei au buni consilieri și sunt acoperiți de asigurări. Cei bogați devin mai bogați pentru că an de an ei construiesc noi conducte de venit. Dacă le-a luat 10 ani să o construiască pe prima, a doua le va lua 7, a treia 4, iar la 40 de ani ajung să creeze câte o sursă de venit în fiecare an. Aceasta este strategia. Construiește afaceri și investește în imobiliare. O altă problemă este lipsa de capital. Dacă vrei să cumperi acțiuni de 100.000 de dolari, îți va da banca un împrumut? Răspunsul este nu, pentru că sunt active de hârtie. Dacă vrei să cumperi o casă de 100.000 de dolari, bancherul îți zâmbește larg și îți acordă fără prea mare efort creditul. Asta înseamnă că poți rula mai eficient banii prin proprietățile imobiliare. Dacă plasezi 10.000 de dolari în fonduri și piața crește cu 10%, câștig 1.000 de dolari din care am apoi de plătit impozite. Dacă plătesc ca avans 10.000 de dolari la o casă de 100.000 de dolari și valoarea ei crește cu 10%, câștig 10.000, adică am un profit de 100%. Mai mult, acest profit este scutit de impozite pentru că valoarea de piață nu este valoarea nominală de achiziție. Eu niciodată nu fac inginerii de dragul evitării fiscului, ci pentru a-mi mări profiturile. În cazul unei scăderi a pieței, așa numită creștere negativă, este o strategie eficientă în cazul în care ai foarte mulți bani. Dacă ai însă bani puțini, atunci este o pierdere reală și nu este sigur că o poți suporta. Să suporți o pierdere reală pentru scopuri fiscale este o prostie. Adică să pierzi un dolar ca să plătești impozite cu 50 de cenți mai puțin n-are niciun sens. Concediază-ți contabilul în cazul acesta. Problema cu investițiile în fondurile mutuale este că ele sunt controlate de piață, adică tu nu ai niciun control. Dacă speri că piața va crește, este o pură speculație, pentru că nu știi. Cu imobiliarele ai control total. Riscul este să cumperi în rate, dar să plătești mai mult decât poți câștiga de pe urma casei respective.